și mai ales să obțină prima victorie după 9 etape în care a adunat un singur punct. Pănoiu și Goge. O, ce greșeală, ce greșeală! Răuță blocat de Horațiu Moldovan. Și avem o problemă. Avem o mare problemă acolo. Este chemat, cred, este chemat ambulanța. Iarăși Dinamo, iarăși probleme. Echen, Cătălin Pâldan, să sperăm că să ne batem peste gură, să sperăm că nu e cazul de așa ceva. Masca pe figură, dificultăți de respirație. Suprafața de joc prezintă câteva porcini îngălbenite. Foarte bună această diagonală. Sorescu și șutul formidabil al lui Torje. Torje servit ideal de Sorescu, vine în viteză și șutează imparabil, excepțională execuție. Dinamovist adevărat. Iată-l pe Torje plecând la centrul terenului. Nu prea îl urmărește nimeni. Ba da, ba da, vine în marcaj, numai că marcajul este aproximativ. Cred că este Albu acolo, da. Albu vine după Torje, dar șutul este o splendoare. Bravo! N-a fost fault, driblingul lui Ioniță, pasă bună lui Ioniță și șut în vinclu! Carnat egalează cu un șut formidabil! Săpunarul arestează mingea și le cere cu echipierilor să continue. Tot pe final de meci, acolo s-a bătut foarte bine pentru acel balon Dragoș Grigore, apoi driblingul foarte bun al lui Ioniță, pasă către Carnat și Carnat este eroul Rapidului, pentru că șutul său este magnific. Nici pentru Șep și nici pentru CFR și este la prima sa reușită pentru Rapid. Minge înaltă, lovitură de cap, Cosmin Matei și fluier final. 1-1, Dinamo ratează victoria pe final de meci. În prelungiri, golul lui Carnat restabilește egalitatea, asta după ce Torje reușise să facă 1-0 pentru Rapid la, după un șut extraordinar. Merită să mai stăm să vedem ce șut splendid al lui Nicolae Carnat și delirul care cuprinde banca tehnică a Rapidului.